Spuneau că e un copil nenorocos, dar și că va fi un om neobișnuit, fiindcă s-a născut într-un an bisect la ora 2 noaptea, în ziua de 29 februarie. Eu sunt un pesimist optimist. Eu toată viața mea am trecut prin mari încercări și prin grele încercări. Și niciodată n-am lăsat mâinile în jos, dar de fiecare dată am încercat să înțeleg care este vina mea. Am încercat să înțeleg ce pot face eu ca să fiu apreciat. Savant de talie internațională, profesor cu renume, fondator al școlii ecologice, manager și promotor al științei, sunt ipostazele ce îl definesc ca personalitate enciclopedică. S-a născut la 29 februarie 1952 în satul Copăceni, raionul Sângerei. În 1974 a absolvit Facultatea de Chimie a Universității de Stat din Moldova. Între anii 1976 și 1979 a urmat doctoratul, iar în perioada anilor 1985-1986 a făcut postdoctoratul la Institutul de Chimie Fizică al Academiei de Științe din Rusia. Din 1979 până în 1992 este asistent, conferențiar și șef al Catedrei de Chimie Fizică la Universitatea de Stat din Moldova. Concomitent, din 1989 până în 1992, urmează un stagiu de inginerie a mediului la Universitatea La Sapienza din Roma, Italia. În 1992 formează Centrul de Chimie Aplicată și Ecologică și Catedra de Chimie Industrială și Ecologică. În perioada anilor 1998-2001 a fost deputat în Parlament. În 2001 este numit ministru al ecologiei, construcțiilor și dezvoltării teritoriului. Din 2004 până în prezent conduce Academia de Științe a Moldovei. A publicat 1500 de lucrări științifice, 70 de monografii și manuale, a brevetat 150 de invenții, a pregătit 27 de doctori și doctori habilitați, a ținut prelegeri în mai multe universități ale lumii. Este doctor honoris causa la 7 universități. Membru a 17 academii și societăți științifice din lume, i s-a acordat premiul Italia pentru cultură, premiul pentru realizări în domeniul integrării europene. Om emerit, inventator remarcabil, cunoaște engleza, franceza, italiana, rusa. Tatăl meu a fost un foarte bun educator. Așa, un tată și un învățător care m-a educat odată. Odată în familie, în același timp și în școală. Mama mea, la fel, fiind învățătoare, clasele primare, a reușit din mic copil, pentru că eram foarte năzbătios, cum îmi povestea ea și îmi spunea ce mai făceam eu când eram mic, și ea tot timpul mă tempera. Încerca să mă calmez, încerca să-mi explice, prin diferite metode. Așa cum e o mamă bună, normală, iubită, la țară. În copilărie era mereu pus pe șote și adesea mânca papară de la mama. La învățătură era cel mai bun din clasă, fiindcă prindea sensul celor spuse din mers. Reușea să tălmăcească orice lucru, fenomen, chiar dacă nu prea asculta explicațiile învățătorului. Țin minte când plecam la olimpiadele astea, republicane și unionale, mergeam cu valizi întregi de cărți. Și așa mi-era ciudă că trebuia să le citesc și să le răsfoiesc și să știu unde ce se află. Și mă gândeam încă atunci, când am cresc mare, am să scriu numai decât o singură carte pentru cei care pleacă la olimpiadă. Așa și-am făcut. Am scris o singură carte de probleme, de metode de rezolvare a problemelor. Deși mama vroia să-l vadă medic ca toți unchii și mătușile lui, a ales totuși chimia. Erau foarte mulți medaliști. Da. Medalii de aur era. Aha. Știți? Nu știu de ce veneau toți la Facultatea de Chimie. Tot ce aminte, erau vreo 12 numai la Facultatea de Chimie și aveau medalii de aur sau de argint. Era un concurs acerb și au intrat cei mai buni în cei mai buni. Mi-aduc aminte ziua aceea de august, 30 august, când ne-am întrunit în fața universității și ne-au invitat pe toți să ne mâneze biletele studențești. Atunci, prima dată, am făcut cunoștință toți colegii. Eu țin minte, pe atunci, președintele Academiei, domnul Grosu, spunea că una din cei mai buni profesori sunt la Facultatea de Chimie.
grupa noastră deodată s-a închegat. Iată, am avut norocul să avem așa o grupă unită, închegată. Cele mai multe amintiri eu le am de la lucru toamnă în colhoz. Când ne întâlnim, lucram toată ziua, sara, rugul și cântam. Evident că cele mai interesante cântece noi le avem o sară la Constanța, cu ușor de nebunime cântam, țărâncuță, țărâncuță și... Da, pe lângă plopi fără soț. Păi erau și alte cânti, valurile Dunării, asta era cel mai... Da. Ne aducem aminte, adică ne transferăm în perioada aceea de studenție, unde era dragoste, unde era veselie, unde erau amintiri frumoase. Deși specializarea se făcea la anul 3 după o lecție a profesorului Alexei Sâciov, s-a apropiat de el și a spus că ar vrea să studieze mai profund chimia fizică. Alexei Sâciov era un chimist cu renume. În timpul războiului a stat 4 ani în închisorile germane, dar niciodată nu povestea despre timpul cât a fost prizonier. În Moldova a fost trimis ca într-un exil, dar spre binele celor pe care i-a învățat. Doctorantura a urmat în cadrul facultății, iar postdoctoratul l-a făcut la Moscova. Mi-a dat Dumnezeu marele noroc și fericire să-și facă el studiile în Moscova, în perioada când nimeni, foarte puțin în lume învăța în Moscova. Iar eu am locuit 6 ani la Sankt Petersburg și am făcut studiile și am susținut la una din cele mai performante universități. Și chiar dacă am avut posibilitatea să stau eu la Leningrad și să rămânem acolo, că eu am avut apartament pe insula Vasiliev în centrul Sankt Petersburgului, era 10 minute până la Ermitaj, eu mergeam la serviciu pe jos în centrul orașului și chiar dacă am avut mai apoi propunere foarte insistentă să rămânem în Italia și mai apoi în 2000 în Statele Unite, noi n-am rămas, ne-am întors în țară din considerente că ne-am gândit că cum? Și țara noastră poate să aibă un succes și poate prospera, în special când eram în Italia și era 89, 90, 91, el era 40 de ani, avea doctor habilitat, ne-am gândit că pe mine nu m-a impresionat Roma, că eu trăisem deja 6 ani la Sankt Petersburg și m-am gândit, dar care e problema? Că la noi în țară un an, doi și noi trăim mai bine ca la Roma, că într-adevăr aveam un potențial în țara aceasta și era foarte bine dacă toate forțele ar fi fost spre a făuri ceva constructive pentru a crește, pentru a spori performanța bazându-ne pe ceva ce aici este, ca să existe o continuitate. În cazul în care noi negăm și neglijăm tot ce aici s-a făcut și începem de fiecare dată de la zero, noi niciodată nu o să ne ridicăm mai sus de etajul întâi. Primele invenții brevetate se refereau la procesele de oxidoreducere în formarea vinurilor de calitate. Iar la Sapienza s-a decis să lucreze totuși în ingineria mediului. Când am încercat să găsesc o armonie dintre chimie și ecologie, o bună parte din biologi au început să mă învinuiască și caut eu, toxicatorul naturii, nocivatorul naturii, cel care, deci, sintetizează, se ocupă cu substanțe care aduc prejudicii sănătății oamenilor și formează această ecologie, acest domeniu de interacțiuni între organismi și între substanțe chimice. Pentru mine, atacurile cele, lupta aceea a persoanelor care luptau cu mine, pentru că eu de ce m-am intercalat în acest domeniu, m-a ajutat să înțeleg că o substanță nocivă poate fi transformată în nenocivă numai cu ajutorul unei singure științe, care se numește chimie. Pentru că numai chimie se ocupă cu transformarea substanțelor. Și asta m-a făcut... la concluzia aceasta eu am ajuns după ce mulți ani pe mine mă atacau. Și deci am elaborat, am promovat, am dezvoltat acest nou domeniu de chimie ecologică. Împreună cu profesorii Aurelio Misiti de la Roma și Iuri Scurlato de la Moscova, în 1994 editează primul manual de chimie ecologică în limba rusă, apoi în engleză și doar în 1997 va fi tipărit în română la București. Мы с Георгием пришли к выводу, что химия может дать ключ к решению многих вопросов охраны окружающей среды. Мы тогда написали в газету «Вечерний Кишинев» заметку «Внимание! Пестициды!», где впервые сформулировали новое научное направление – экологическая химия, как наука о процессах, формирующих химический состав и свойства
объектов окружающей среды. На Международном конгрессе по катализу в Ленинграде в 1984 году была организована секция экологической химии с участием американских коллег, а в 1985 году в Кишиневе Георгий организовал первую международную конференцию по экологической химии под эгидой ЮНЕП. Таким образом, экологическая химия, как самостоятельное научное направление, получила международное признание, и заслуга Георгия Дука в этом несомненна. Алло? Domnule președinte, vă readuc aminte că la ora 11 aveți întrevederea sala de protocol. Da, bine, mersi, Irina. Aria intereselor lui a fost axată pe studiul apelor, mai exact, a transformărilor substanțelor în ape, capacităților lor de autopurificare, cărora omul ar putea să le ofere un remediu, cum ar fi compuși coordinativi ce vor impulsiona procesele de oxidoreducere în ape. A mai studiat cum se transformă peroxidul de hidrogen în mediul ambient și a dezvoltat tehnologii de purificare a apelor. A fost în 7-8 expediții pe Prut și în vreo 5 expediții pe Nistru. Luam probe, studiam deci diversitatea biologică. Vreau să spun că sigur că e interesant Nistru, dar Prutul pentru mine și pentru noi, pentru toți cei care participam la expediții, ne s-a părut mai interesant. De ce? Pentru că diversitatea biologică pe Prut era mai mare decât pe Nistru, pentru că s-a păstrat multe lucruri intacte, pentru că a fost hotarul, a fost protejat și în perioada asta noi am reușit să fixăm foarte multe lucruri interesante care au stat la baza multor cărți, monografii, manuale pentru elevi. Expedițiile au fost posibile datorită spiritului său organizator și primilor proiecte internaționale și granturi pe care a reușit să le atragă în țară. În anii 80, dumnealui a fost cel care a început să promoveze domeniul protecției mediului și a considerat că chimiștii sunt nu numai cei care poluează mediul, dar și lor îi vine o misiune foarte nobilă de a repara aceste greșeli care au fost făcute și dăunate mediului în parcursul timpului. A format două organizații neguvernamentale pentru atragerea finanțelor în anii 90, când a fost timpuri foarte grele pentru finanțarea cercetărilor științifice, organizațiile neguvernamentale Terra Nostra și Chem-Eco. Și asta a fost puțin. Mai departe, dânsul a simțit că economia națională are nevoie de o nouă specialitate, tehnologie produselor cosmetice și medicinale. În fiecare an ține cursurile chimie ecologică la studenții noștri. Și asta este puțin. Pe parcursul activității sale a contribuit și la dotarea laboratorilor cu echipament modern, performant, care ne-a dat posibilitatea să participăm în diverse programe și proiecte naționale și internaționale de diferite talie. Am colucrat și cu partenerii din Statele Unite ale Americii, și din Franța, și din Rusia, Ucraina, România și multe alte țări. Maria Gonța, care i-a preluat ulterior funcția de șef de catedră, își amintește că era mereu prins în multiple activități. Mereu promova idei noi și avea o frază care îi mobiliza pe toți. Decât să stăm degeaba, mai bine să muncim degeaba. În cadrul Catedrei de Chimie Fizică am lucrat împreună cu academicianul Gheorghe Duca în domeniul proceselor de oxidoreducere în mediul ambient. La această catedră a fost șef de catedră profesorul Sâciov. Și profesorul Sâciov ne-a ghidat în domeniul, încetul cu încetul, ne-a ghidat în domeniul proceselor redox care au loc în mediul ambient. În apă, în aer, în produse alimentare. Și astfel, deci, fiind încă la catedră de chimie fizică, noi am început aceste cercetări. De la cercetări teoretice, treptat au început să se profileze și direcții aplicative, tratarea apelor reziduale, valorificarea deșeurilor. Fiind student în anii, în perioada anilor 92-97, am început o cercetare destul de interesantă cu valorificarea deșeurilor solide și anume cu produsele secundare vinicole. Cam mai apoi, după ce a fost susținerea tezei de doctor în științe chimice, să continuăm cu un program destul de mare sub conducerea academicianului Gheorghe Duca și anume cu valorificarea produselor secundare. De aici a început
cercetarea plus implementarea cu diferite idei de transfer tehnologic și a urmat o serie de proiecte, la fel destul de interesante, deci ca valorificarea deșeurilor de masă plastică cu obținerea produselor noi și conducerea la fel, academicianul Gheorghe Duca, acest proiect a fost implementat împreună cu agent economic care și în ziua de astăzi deci este, activează în acest domeniu și valorifică complex deșeurile de masă plastică. Cam mai apoi, la fel, cu acești agenți economici să continuăm cu un nou proiect în neutralizarea deșeurilor medicale infecțioase, care la fel s-a rezultat cu crearea unui punct autorizat de neutralizare a acestor deșeuri medicale infecțioase și la moment și acest proiect este implementat cu succes și activează, sunt încheiate contracte cu mai mult de 70 agenți economici de la care se colectează și se neutralizează aceste deșeuri medicale. În Parlament l-a invitat Dumitru Diacov, sugerându-i că astfel ar reuși să promoveze legi legate de mediu și știință. Cariera politică era străină, dar a acceptat. Și, într-adevăr, anii de la răscrucea veacurilor au fost anii în care s-au pus bazele legislației de mediu. După ce am lucrat 3 ani de zile ministru, 2001-2004, s-a anunțat alegerile președintele Academiei. Și atunci eu am hotărât să particip la alegeri și m-am dus cu un program, cu un concept, cum văd eu schimbarea în Academie, pentru că Academia într-adevăr să fie și să rămână deci, o instituție importantă în dezvoltarea deci, științei, în susținerea intelectualității în Republica Moldova. Și împreună cu o echipă, am invitat colegii mei, membrii Academiei, care au acceptat, am câștigat din prim, eram 4 candidați și eu am primit 2/3 din primul scrutin. În loc să accepte invitația de a rămâne la Universitatea din Riverside, unde ținuse un curs de prelegeri, s-a aventurat să reanimeze un organism în amorțire de care guvernarea era mai mult predispusă să se debaraseze. Era un timp când se punea întrebarea, va fi Academia sau nu va fi? Fostul președinte a țării, Vladimir Voronin, punea întrebarea de a o închide. Însă dumnealui a fost invitat la Academie și a fost o convorbire cu oamenii de știință și s-a hotărât de a susține și dezvolta știința. A fost propusă o nouă sistemă de finanțare și de guvernare a științei, care i-a dat posibilitatea, într-adevăr, să scoatem știința din cea grea încercare care a fost pusă ea, fiindcă în principiu aproape nu se finanța știința autohtonă. Având experiența parlamentară, primul lucru care l-a făcut a inițiat elaborarea codului cu privire la știință și inovare adoptat chiar în primul lui an de activitate. Astfel a început procesul de consolidare a comunității științifice. Cei postați pe rol de spectatori îl învinuiau de colaboraționism cu Partidul Comuniștilor aflat la guvernare. Dar, ca membru de guvern, era imposibil să nu conlucrezi în situația în care guvernarea decidea cota de finanțare a științei. Я считаю самым большим достижением вашим это то, что вы сумели в свое время вытащить Академию из руин и довести ее до ситуации, когда наша Академия, наши ученые являются равноправными членами европейской науки и могут наравне с другими участвовать в этом важном процессе. 90% успеха любого мероприятия зависит от руководителя. Талант организатора в сочетании с талантом ученого – это очень редкое явление. И, к счастью, нашей академии вы оказались таким человеком, который сочетает в себя оба таланта. Venind în fruntea Academiei, domnul academician Duca a reușit o consolidare fără precedent a comunității științifice din țara noastră, care a dinamizat cu mult viața științifică și inovațională din Republica Moldova. Anume, această
consolidare și dinamizare ne-a permis să ne asociem la programele europene. Republica Moldova fiind prima țară în parteneriatul estic și Comunitatea Statelor Independente care a reușit această performanță. În decembrie 2006, domnul Daniel de Cotiorz de la Comisia Europeană a exclamat de la tribuna Academiei de Știință a Moldovei următoarele: spre Chișinău vine un tren accelerat și dacă o să reușiți să urcați în acest tren, veți ajunge departe. Am reușit și în context pot să menționez, trenul european accelerat nu avea nicio șansă să plece din gara Chișinău fără comunitatea științifică a țării noastre. Și asta datorită faptului că în fruntea comunității se afla academicianul Gheorghe Duga, care fructifică 100% din șansele ce îi le oferă viața. Îmi aduc aminte, într-un for științific, domnul președinte aici la Academie a formulat o problemă în felul următor. Noi trebuie să avem grijă nu numai de sănătatea fizică, dar în mod special și de sănătatea spirituală a societății noastre. A susținut întotdeauna și susține și promovează oamenii de cultură. Alegerea și primirea în rândurile academicienilor a celor mai de vază notorii personalități ale culturii noastre, cum este Ion Druță, cum este Maria Bieșu, cum este Eugeniu Doga, cum este Gheorghe Mustea, Dumitru Matkovski și alte personalități. Prin aceasta cred eu că domnul academician contribuie în mod esențial în general la dezvoltarea societății noastre, nu numai sub aspect științific, nu doar susținerea domeniilor științelor naturii, dar și ale științelor spiritului, pentru că acesta este omul în plinătatea sa. Aș vrea să vorbesc despre activitatea dumnealui în domeniul cercetării enciclopedice. La inițiativa domnului președinte a fost inițiată elaborarea și editarea Enciclopediei Moldovei în 10 volume. Este și autor de articole la compartimentele unde dumnealui are tangență directă, cum este administrația și chimia. A coordonat mai multe ediții care pe parcursul timpului au avut premii la concursuri naționale și internaționale, precum Republica Moldova, Enciclopedie, Sângerei, alte ediții, dar aș vrea să menționez o lucrare fundamentală elaborată de către dumnealui personal, care este ediția enciclopedică, Dicționar Poliglot de Chimie Ecologică, lucrare care a fost menționată de colegii din străinătate, am în vedere Moscova și Germania. Acasă, seara și în zilele de odihnă, se retrage în biroul său pentru a continua să lucreze. Noi cu Maria suntem dintr-un sat, dar am făcut cunoștință așa mai îndeaproape când Maria era la Leningrad sau acum San Petersburg, Rusia. Și eu am plecat la ea, ne-am cunoscut mai îndeaproape și acolo așa am hotărât ca să facem o familie. Am avut marea bucurie de a învăța foarte multe lucruri de la copiii mei. În aspect profesional și în multe lucruri pe care le-am creat în cadrul universității, cel mai mult m-a inspirat stagiile pe care le-am avut în Statele Unite, în Universitatea California Riverside, și comunicarea pe parcursul anilor cu fiica noastră, care a învățat într-un colegiu internațional, apoi într-o universitate din Statele Unite și apoi a făcut masteratul în una dintre cele mai performante universități în domeniul economiei și managementului, London School of Economics, care este a doua în topul universităților din lume. Și desigur că, întrucât viața noastră, întru totul este activitate, iar activitatea noastră este una pedagogică și de cercetare, practic am comunicat mai mult în domeniul ăsta și am învățat foarte multe lucruri.
În ceea ce privește feciorul, vreau să spun că deseori mă impresionează diplomația de a se comporta și de a-și manifesta emoțiile, capacitatea de a performa, dar și mai mult, bunătatea lui sufletească pe care este gata să o împărtășească cu fiecare. Dar dacă să vorbim despre familie în general, de fapt munca este ceea ce ne menține, munca este ceea ce ne unește, munca este ceea ce persistă în viața noastră de zi cu zi, chiar și acasă, chiar și în zilele de odihnă, chiar și atunci când noi plecăm undeva. Noi discutăm despre ceea ce facem, noi facem planuri pentru activitatea pe care o promovăm la serviciu. Și, de fapt, chiar și feciorul nostru s-a exprimat că zice mama la voi în casă, așa cum a spus Lenin, învățați, învățați și învățați, alte cuvinte noi n-am mai auzit. De fapt, asta a fost ceea ce ne-a promovat și copiii noștri au fost implicați și ei în aceste activități. Poate din considerente că au văzut eforturile pe care le-am depus noi pe parcursul anilor, atunci când au absolvit școala, au zis că în cercetare și în politică noi nu vrem să mergem. Și ei au ales alte căi de viață, astfel încât fiica noastră este acum în Londra și, de fapt, se ocupă și ea cu managementul datelor în cercetare într-o companie londoneză a Marii Britanii, care analizează și prognozează care ar trebui să fie trendul învățământului în Marea Britanie, reieșind din faptul că viitorul este o societate bazată pe cunoaștere. La noi doar se vorbește foarte mult și declarativ despre acest lucru, dar nu se schimbă nimic în instruire, în pregătirea cadrelor, în managementul datelor pe care le obținem, în modul în care pot fi utilizate, stocate și transmise altora. Asta este subiectul pe care acum îl promovează. Dacă e să vorbim despre cărțile care au apărut, Treptele unui urcuș, mi s-a propus să scriu ceva și eu n-am găsit altceva decât să scriu, că știu că muncește și muncește, are o capacitate de muncă foarte înaltă și este, cum a spus ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, la un jubileu. Și atunci eu am înțeles că poate undeva are dreptate, că el are viziune care mai apoi se adeverește peste ani și ani și asta este foarte important când țara are oameni vizionari. Chimistul fizician Isaac Berzucker, stabilit de mai mulți ani în Statele Unite ale Americii, revine adesea la Chișinău și, fiind informat de colegii de aici, urmărește de la distanță ce se întâmplă în mediul academic, dar și în societate. Republica nu toți правильно понимают роль науки и инноваций в экономическом прогрессе, культурном прогрессе, во всех отношениях. Приходится иногда слышать совершенно, иногда даже безграмотные такие и клеветнические утверждения в адрес Академии и ее руководства. Это печально, конечно. Мой вам совет – держите курс. Старайтесь отделить науку от политики. Наука должна быть совершенно независимой и должна отражать объективные законы природы и использовать эти законы для улучшения жизни людей. În 2001, după ce i-a expirat mandatul de deputat în Parlament, și-a zis că unica politică pe care o va face e cea de domeniu, știință și ecologie. Nu-mi pare rău nici de o zi, nici de un ceas, nici de un an, nici de toată viața pe care eu am trăit-o, deși eu am trecut prin mari cumpine, am avut și eu și probleme care trebuiau rezolvate și slava Domnului le-am rezolvat. Dar vreau ca fiecare cinstit, prin activitate, prin muncă asiduie, prin cunoaștere profundă a tot ce se întâmplă, a tot ce cunoaște umanitatea până în ziua de astăzi, să meargă înainte, pentru că pe globul pământesc, pentru toată lumea, este loc de a trăi și a munci. Interviul cu academicianul Duca a fost realizat în Grădina Botanică, un spațiu unde iarna e mai multă zăpadă decât în oraș, iar temperatura aerului e mai scăzută cu 2-3 grade. E o oază în care se menține atmosfera naturii autentice, aer curat, lipsa forfotei
și tensiunilor.